Potrivit unor statistici, în jur de 10% dintre mămici au un obicei de a clăti suzetele copiilor în propria gură, înainte ca să îi le dea micuților. În acest sens, s-au făcut și niște cercetări și unii experți au constatat că această practică poate preveni apariția anumitor alergii la copii prin simplu fapt că părintele îi transmite microbi benefici copilului. Cât este de bine sau nu acest model, vorbim astăzi cu Ala Chechicea, medic-pediatru. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine m-am găsit! Pentru început, ne spuneți, este adevărat acest mit sau până la urmă trebuie să respectăm această regulă, protecție de sanitarie? Ok, deci așa. Deci ce este suzeta, în primul rând? Este un accesoriu care este personalizat al unui copil. Deci este și un subiect al mai multor dezbateri în studii. Și într-adevăr, sunt există foarte, foarte multe studii în acest subiect. În primul rând, suzeta se oferă copilului cel mai mic, nu mai puțin de vârsta de o lună, o lună și jumătate. Nu se poate de oferit copilului sugar, fiindcă el atunci abia începe abilitatea de a suge laptele matern. Și dacă mămica permanent oferă suzeta aceasta copilului, copilul nu suge pieptul, dar permanent doarme și obosește la sugerea acestei suzete. Deci nici într-un caz părintele nu se poate să clătească suzeta în gura proprie. Gura omului matur, chiar însuși cavitatea bucală, este ca un fel de orașel cu multe căsuțe. Și se află foarte, foarte multe microorganisme. Deci în care sunt microbi, virus, candida, cele mai răspândite bacterii sunt stafilococul, streptococul, candida. Deci, infecția... Și asta le transmitem. Da, și asta transmitem din cauza că persoana poate fi absolut sănătoasă, perfect, doar că ea există ca purtător acestor bacterii. Și dacă copilașul are imunitate un pic mai suprimată, evident că el se îmbolnăvește. Deci, nici într-un caz, eu ca specialist pediatru nu recomand această practică. Ce se întâmplă cu în momentul în care, nu știu, am scăpat suzeta fiind în stradă? Ce facem atunci? Deci, neapărat, mămica trebuie să aibă două suzete. Deci, pe fiecare, cred că părinții poate permite acest lucru, nu e problema. Și există diverse containere unde se poate depăstra această suzetă. Chiar dacă o scăpat, este și apă plată pe lângă ea, îndămână, unde se poate desclătit suzeta și... de oferit copilului. De câte ori trebuie să schimbăm suzeta copilului? La cât? La ce perioadă? Deci, la 3 luni, obligatoriu schimbată suzeta. O dată la 3 luni. Da. Deci, până la apariția erupției dentare, copiii folosesc suzeta din silicon, apoi se poate folosi suzeta din latex, fiindcă cele din silicon foarte repede se deteriorează și... Cât timp trebuie copilul să ia suzeta? Deci, s-o maximal până la un an și jumătate. Maximal până la jumătate, nu mai trezeu. Ea poate deci, să provoace alergii? Latex poate provoca alergiile. Chiar sunt studii unde fost efectuate latex alergiile la copii. Și pentru ce există din suzetă? Pentru a satisface reflexul de sugere. Dacă copilul deja este alimentat suficient, poate lua suzeta pentru a calma, pentru a dormi liniștit. Doar pentru asta. Este considerată suzeta prietenul copilului sau prietena copilului? Prieten parțial. De ce? Prieten parțial. Pentru că îl ajută să... Ajută să-l liniștească. Cum dezvățăm copilul atunci când este deja la o vârstă de 3-4 ani și mai are atașamentul ăsta față de suzetă? Cum îl dezobișnuim? Deci fiecare copil este individual. La unii poți pur și simplu să ascund suzeta și să spui că deja nu este și nu spate. La altul poți să arăți că a căzut undeva și s-a murdărit și nu este ok și copilul se dezvață. La treile poți să arăți că a luat un animaluț și a fugit cu dânsa și nu mai există. Sau a încadunat la alt copilaș și... Deci, am înțeles. Fiecare este individual și diferit. Revenind iarăși, la această practică a oamenilor de a băga suzeta din nou sau de a spăla suzeta din gura mamei, cumva fac referire și la această mâncare, pentru că înainte nici mamele și nici bunicile noastre nu aveau fel de fel de blendere și rugumau mâncarea după care o dădeau copilului. Cum se uită pediatrii la această metodă? Absolut, sunt dezacord. Iarăși pentru această metodă de a practica, de a ruguma mâncare. Din ce cauză? Copilașul când începe diversificarea, el o vede mâncarea. El trebuie să o simte la gust, el trebuie să o simte la miros, el trebuie să înțeleagă pe ea. Dar că noi formăm bolul ăsta alimentar, ce poate să înțeleagă aici copilașul? El nici nu se dezvoltă. Deci nu. El se transformă automat în mașina de înghițit. Nu este un copil care înțelege, de exemplu, morcov, suculent, oranj.
la gust. Înțeles copilașul că e moale, că foarte îți poate înghițit. Un produs mai tare, copilul trebuie să-l rugume mai intens ca să-l înghite. Deci niciun copil niciodată nu s-a unicat. Ei deprind abilitatea de a amesteca, de a înțelege și așa se deprinde gustul la copilaș. Am vrut ceva aici să subliniez un subiect. Prin rugumarea mâncării a copilului. Deci sunt vreo 50-60% din populație care au infecție cu Helicobacter pylori. Și când părinții rugăm această mâncare, evident că noi automat, intenționat, transmitem copilului această bacterie. Și din practica mea ca pediatru, cel mai mic pacient a avut 6 lunițe, care au fost testat pozitiv. Deci categoric nu rugăm mâncarea, folosim altceva. A fost această practică folosită de către mamă, unde ea a recunoscut. Evident, tratamentul a durat un timp îndelungat. Și nici într-un caz la nimeni nu recomand să rugăm mâncarea niciodată. Ce se întâmplă cu suzetele gemenilor? Le dăm gemenilor, schimbăm, facem schimb de suzete? Nu se poate niciodată. Fiecare copil trebuie să aibă suzeta proprie. Deci unul din gemeni poate să accepte o suzetă ortodontică, are poate de altă formă să accepte. Poate deforma suzeta mușcătura copilului? Poate, dacă este folosită după vârsta de 2 ani jori. Mai târziu. La copii mai mari. La copii mai mari. Deja care au erupția dentară și atunci pot să... Influențează și la creșterea dinților, la modalitatea în care cresc dinții? Mă refer la strâmb, nu drept? Nu, aici deja este factor genetic. Genetic. Da. Uh-huh. Dar la masticație, într-adevăr, îi influențează. Vă mulțumim pentru aceste sfaturi. Tinerile mămici au notat și sunt niște sfaturi utile, mai ales că sunteți împotriva rugumatului mâncării și schimbului acesta de suzete. Și pentru viitoarele mămici au fost niște sfaturi utile și vă mulțumim foarte mult.